Domnul să primească darurile noastre. Amin. Vă salut în numele Domnului și în numele fraților și surorilor de credință din țară, din diaspora, de la multele biserici pe care am vizitat în ultima vreme de când nu ne-am văzut. Făceam totuși observația împreună cu soția mea că ori de câte ori am venit la voi a fost iarnă, frig. Nu putem spune că ne-ați primit cu mare căldură. Aștept să ne invitați și într-o perioadă mai departe. Să vedem cum arătați și primăvara sau vara. Oricum în suflete se vede că aveți primăvara. Domnul să vă întărească în credință. Vă dorim un an binecuvântat cu Domnul. Amin. Primiți de asemenea salutări din partea colegilor profesori de la București și din alte părți, acolo unde slujesc ca dascăl în ultima vreme. La invitația fraților din conducerea bisericii, cărora vreau să le mulțumesc pentru încredere, am hotărât să alegem o temă pentru aceste zile care să ajute la conturarea credinței noastre evanghelice. Și titlul acestor trei mesaje pe care le voi avea astăzi mâine este Cine sunt creștinii evanghelici? El este un creștin evanghelic. Mulțumesc! Mi-a adus apă. Am pregătit și sper să se vadă și câteva o prezentare în PowerPoint, video proiector, că trebuie să ne modernizăm acum, fiind vorba de studiu, aleg și apelez și la această variantă. Sper să vă ajute ce am scris. Nu voi putea parcurge tot ce voi prezenta aici în scris. De aceea, cu colaboratorul meu direct, Daniel, numai din sprâncene vom colabora. Nu avem un aparat care să mă ajute să schimb eu fiecare pagină. De aceea, nu știu ce semn să-ți fac. Mai multe sau victorie. Dar Duhul ne va arăta. Vom vorbi și prin semne. Pornesc la un text biblic înainte de toate. Deși, uitați, asta ar fi suficient. Dacă v-ați lăsat numai că cine sunt creștinii evanghelice, mi-l bar tot, fraților, am încheiat, am acasă. Știți cine sunt evanghelice. 2 Timotei, capitolul 1. Pot să lucrez în paralel și cu textul biblic, Daniel? Dar și textul. Uneori voi apela la texte biblice pe care nu le-am inclus în prezentarea video. Aș vrea să citim împreună acest pasaj din 2 Timotei, capitolul 1. Primele 14 versete. După mine, unul dintre cele mai frumoase pasaje din Scriptură pe care l-a lăsat Apostolul Pavel pentru generațiile de creștini care au venit după el. Era în închisoare, scria unui tânăr lucrător și ei scrie unui ucenic, unui tânăr, unui copil. Când știi că tu ți-ai încheiat viața, lucrarea, ce îi scrie? Iată ce îi scrie Apostolul Pavel. Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgădința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu preiubit, har, îndurare și pace, de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș strămoș,
că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neipocrită, neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. De aceea, îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul vierii, adică al Evangheliei, am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El, Hristos, are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-a auzit la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Amin. Amin. Minunat pasaj, foarte intens, plin de doctrină, plin de adevăr, de viață. E un sumar al credinței apostolului. Ați observat că de mai multe ori se folosește ideea de Evanghelie. Este un termen cheie pentru apostolul Pavel. Timotei, spune el, Dumnezeu nu ne-a dat tot de frică, de îndrăzneală, de curaj. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia aceasta, de vestea bună pe care am să o dau până la capăt. Uite, și tu trebuie să duci această Evanghelie până la capăt. Dreptarul învățăturilor sănătoase. Duhul Sfânt este cu tine. Duhul Sfânt locuiește în tine. Duhul Sfânt îți va da putere. Evanghelia trebuie dusă mai departe. Acesta este un creștin evanghelic, care a fost născut din nou prin puterea Evangheliei, care trăiește principiile Evangheliei și care răspândește valorile Evangheliei. Dumnezeu să ne lumineze în aceste zile, să ne definim corect, să prindem îndrăzneală și curaj, să nu ne mai fie rușine de cine suntem și ce credem. Foarte frumoasă expresia din versetul 12 a Apostolului. Dar nu e rușine, că știu în cine am crezut. Știu exact. Nu e niciun dubiu. Tu știi asta. Ești sigur de ceea ce crezi. Ești convins. Ți-ai dat viața pentru acest adevăr. Acesta este un evanghel. Să pornim așadar la drum. Vom avea 3 sesiuni. Eu îmi voi exersa acum darul de dascăl. Poate nu m-ați mai văzut așa. Dar dascăl doar ca un predicator.
structurat cele trei seri în trei mesaje, trei obiective. Seara aceasta, după ce vom defini cine sunt evanghelicii, voi prezenta istoria evanghelicilor. Cum am început noi? Care au fost oamenii cheie? Care au fost momentele cheie în istoria noastră? O să fie și cu poze. O să vă placă. Mâine seară va fi poate cea mai grea seară, în sensul că vom aborda teologia evanghelicilor, care e învățătura noastră de bază. Mâine va trebui să ne focalizăm mai multă energie ca să înțelegem. Dar e foarte important să știi ce crezi. Iar în a treia seară, în ultima, subiectul va fi despre practica evanghelicilor. Ce anume ne face distinți, deosebiți de alții, de ce noi practicăm anumite rânduieli, anumite, să zicem, lucruri, da? Și interne, și de ce nu le practicăm pe altele, pe care le practică ortodoxii sau catolicii sau chiar alți creștini profesanți. Deci, avem trei seri. Seara aceasta, istoria evanghelicilor. Mâine seară, teologia evanghelicilor. Și poi mâine seară, practica evanghelicilor. Seara aceasta va fi mai multă istorie. Mâine seară, toți vom avea Scriptura în mână, pentru că avem de răsfoit, de citit pasaje din Scriptură cheie. Dar întâi de toate aș vrea să definim cine sunt evanghelicii. Să lămurim câțiva termeni, interesează. Și începem cu definirea. Întâi, cuvântul Evanghelie este un cuvânt grecesc. Evanghelion. Se referă la veștile bune despre Iisus Hristos. Acesta este sensul în Noul Testament. Când spui Evanghelie, te referi cel puțin la două lucruri. La mesajul creștin despre mântuirea în Iisus Hristos. Și în al doilea rând, ne referim la cele patru cărți, cele patru evanghelii scrise despre viața lui Iisus. Dar mă întorc la mesaj. Evanghelia conține un mesaj. Mesajul este despre mântuirea în Hristos. Asta e vestea bună. Întotdeauna a fost așa. Noi, evanghelicii, nu ne ocupăm prea mult cu scolastica, cu raționamentul și nici măcar cu mistica. Noi suntem creștini ancorați în Scriptură și avem ca prim obiectiv să ducem vestea bună a mântuirii la alți oameni. Să nu uităm niciodată asta. Impresia mea este că uităm. Ne concentrăm prea mult pe interior. Sunt creștini evangheliști care știu mai bine statutul cultului sau mărturisirea de credință decât Scriptura. Sunt tineri care știu mai bine noile cântări, chiar și în engleză, decât Scriptura. Noi, ca și creștini evangheliști, care răspândim Evanghelia, trebuie întâi de toate să nu uităm. Scopul este să ducem vestea bună a mântuirii la ceilalți oameni. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, a lăsat gloria cerească, spune Apostolul Pavel, ca să vină la noi, să ne aducă harul și adevărul,
să ne mântuiască. Și acum așteaptă ca noi, în urmă, să răspândim această veste bună, posibilității mântuirii și celorlalți. Obiectivul strângerii noastre la oaltă nu este să ne organizăm mai bine, nici măcar să fim mai eficienți, să avem succes. Dacă ne strângem la oaltă, ne închinăm lui Dumnezeu, avem părtășie, este ca în final să ajungem să ducem vestea bună a mântuirii prin Hristos la ceilalți oameni. Când n-am făcut asta, când n-am finalizat tot ce facem aici, am eșuat. Atunci ne concentrăm pe noi, ne certăm, ne invidiem, ne bășim. Pentru că am văzut din vedere principalul obiectiv al Evangheliei, să fie dusă până la marginea Pământului. Oamenii să asculte mesajul mântuirii lui Hristos. Apoi, evanghelismul se referă la o mișcare creștină protestantă preocupată în mod special pentru mântuirea celor pierduți. Scopul este mântuirea sufletelor. Aceasta e mișcarea evanghelică. Am întrebat odată un profesor de teologie ortodoxă ce planuri misionare are. El, școala lui, studenții, au spus că ei au un fel de misiune socială, dar am spus nu, să mergeți în alte continente, să predicați Evanghelia. Am zis, noi nu avem aici. Patriarhul de dinainte a celui actual a fost întrebat de ce nu au plan de evangelizare, să știu, în Indonezia, în Africa undeva. Răspunsul lui a fost pentru că nu este jurisdicția noastră. Adică nu intră în teritoriul nostru. Ca și cum Dumnezeu ne-a pus aici pe teritoriul acesta al României, noi aici stă. Aici ne trăim creștinismul. Evanghelicii nu au această concepție. Evanghelicii, cum spunea John Wesley, metodistul, când a fost oprit de un vicar, un preot anglican, să predice în parohia lui, a spus, nu pot să nu predic, pentru că pământul e parohia mea. Noi suntem chemați să ducem această Evanghelie peste tot, la toți oamenii pierduți. Nu neapărat la români, cu preponderență pentru români, desigur, pentru că e neamul nostru. Trebuie să iubim, să le dăm cuvântul adevărului. Dar evanghelicii au perspectivă mondială, largă. Evanghelia este pentru toți cei pierduți. De aceea, evanghelicii au fost primii care au constituit mari societăți de misiune. În secolul XVIII și apoi în secolul XIX. Toate mișcările evanghelice pe care am să le număr au fost misionare. Fiecare creștin trebuie să fie un misionar. Asta e lozinca creștinilor evanghelici. Evanghelismul este această mișcare preocupată de a duce Evanghelia Mântuirii la cei pierduți. În al treilea rând, ce este un evanghelic atunci? Este cel care își trăiește viața conform principiilor evanghelice. El crede în necesitatea omului de a se mântui. Adică, oamenii au nevoie de mântuire pentru că sunt pierduți fără Hristos. Apostolul Pavel scrie în Efeseni, capitolul 2, că noi toți cândva eram morți în păcatele și greșelile noastre. Eram fii ai mâniei, ca și ceilalți. Este nevoie ca omul să se mântuiască. În al doilea rând,
Evanghelicul crede în posibilitatea mântuirii, nu numai în necesitatea ei, ci în posibilitatea mântuirii prin nașterea din nou, prin regenerare datorită lucrării pline de puterea Duhului Sfânt în om. Ne credem că Duhul lui Dumnezeu poate schimba centrul personalității omului. Se schimbe prioritățile în viață, relațiile, se facă ordine, se aducă pace în inima lui. Cuvântul Evangheliei poate face lucrul acesta. Și apoi, nu doar că un evanghelic crede în necesitatea omului de a se mântui, în posibilitatea mântuirii, ci el și dovedește că este un mântuit. De aceea aduce o viață de evlavie și de mărturie, de activitate. Nu ține pentru el mântuirea, ci o împarte și celorlalți. Unul dintre teologii puritani, secolul XVII, a fost Matthew Henry. Puritanii, am să vă spun mai târziu, au fost cei care au dorit să schimbe, să aducă un duh de puritate, de sfințire în cadrul Bisericii Anglicane. Și el însuma foarte bine mesajul Evangheliei în cei trei râi cu majuscula. Da? Și în limba română se potrivesc, uitați, un subiect frumos, de o structură frumoasă de predică. El spunea, mesajul Evangheliei conține întâi un mesaj despre ruină, în sensul că omul este ruinat fără Hristos. În al doilea rând, conține un mesaj despre răscumpărare, omul, adică, poate fi scos din ruină și răscumpărat prin sângele Fiului lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, regenerare. Acest om, nu doar că a fost răscumpărat de Hristos, dar poate fi înnoit, născut din nou, ruină, răscumpărare, regenerare. Și acum am vrea să vă dau în sumar principiile evanghelicilor. Am să revin la anumite principii pe parcursul meditațiilor noastre din aceste zile. Dar punem bazele acolo. Am ales 4 principii care cred că le avem tot evanghelici. Acum vreau să specific că evanghelic nu înseamnă doar creștin după evanghelie. Poate că nu știați, dar în România, în anul 1990, imediat după Revoluție, s-a constituit Alianța Evanghelică din România, care face parte din Alianța Evanghelică Mondială. Această Alianță Evanghelică are o mărturisire de credință comună, acceptată de 3 culte, 3 biserici din țara noastră, de 3 denominații. Este vorba de cultul creștinilor după Evanghelie, baptiștilor și pentecostalilor. Toți am acceptat această mărturisire de credință, am considerat că învățătura, doctrina, mâine vom dezbate mai mult despre aceasta, dar toate acestea le acceptăm toți, cel puțin la învățătura de bază, fundamentală, suntem la fel. De asemenea, în foarte multe din practicile noastre, deși în anumite practici, evident, nedeosebim. Dar sunt câteva lucruri de bază. De aceea, când spun evanghelic neoprotestant, mă refer în special la cele 3 biserici. Dar pe lângă acestea, au apărut mai multe biserici evanghelice independente, care nu pot să facă parte dintr-un cult recunoscut. Dar ele îmbrățișează aceeași mărturisire de credință, aceleași învățături de bază evanghelice și chiar practici. E greu astăzi să nominalizez și chiar nu cred că e potrivit să facem acest lucru, adică să etichetăm pripit unele biserici sau unii oameni, unele grupări, că nu sunt evanghelice pentru că, știu eu, n-au fost acceptate de stat. E, guvernul României și are limitele ei.
Și așa cum vom vedea în principiul al Evanghelilor, este și separarea bisericii de stat. Sper că n-ați uitat acest lucru. Momentul în care statul interferează cu principiile noastre biblice, noi nu mai stăm sub autoritatea statului. Noi stăm sub autoritatea lui Hristos. Dar evanghelicii, deci, sunt cei care acceptă următoarele, cel puțin, următoarele principii de, să zicem, directive sau care ne duc în aceste patru direcții majore. Doctrinele despre ea diferă. Unele sunt comune, dar altele nu sunt. Dacă mâine veți înțelege mai bine, dacă vorbim despre revenirea Domnului și vă pun în față trei variante. Sunteți premileniști, postmileniști sau amileniști? Majoritatea nici nu știu ce e asta. Alții care cred că știu, nu știu explica. Alții doar au primit. Pe alții nici nu prea interesează. Vine Domnul. Dar, no, asta e bună, este atât. Asta e bună învățătură. Domnul va veni. Dar detaliile de cum, când, cărți, da, calcule, astea intră la aceste trei mari teorii. Vă rog să-mi spuneți baptiștii ce sunt. Pentecostalii ce sunt? Creștinii după Evanghelie ce sunt? După Evanghelie. Da, conform Evangheliei. Da, că după Evanghelie nu înseamnă că tot timpul stați după Evanghelie. Și conform Evangheliei. Așa înțelegem toți. Deci, ce sunteți? Vedeți? Poate nici ne-am pus problema. Da, pentru că nu sunt acele învățături fundamentale la care agrem toți și putem să, uitați, să ne vizităm, să ne întărim sufletește, să acceptăm căsătorii între tinerii evanghelici din țară. Da, pentru că este suficient teren comun ca să mergem împreună și să-L slăvim pe Domnul și să ne facem slujirea împreună în țara aceasta și nu numai. Dar există câteva principii, totuși, direcții pe care le acceptăm toți. Prima direcție sau primul principiu fundamental al evanghelicilor este acesta. Autoritatea supremă a Sfintei Scripturi. Toți evanghelicii acceptă Vechiul Testament și Noul Testament ca fiind Biblia sau Sfânta Scriptură, Cartea Sfântă. Toți evanghelicii cred că întregul adevăr spiritual pentru mântuire se găsește în paginile Sfinte Scripturi. Apostolul Pavel, chiar aici, în 2 Timotei 3, cu 16, spune acest lucru. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toți acceptăm acest. Accepta autoritatea supremă a Bibliei înseamnă să accepti două lucruri fundamentale, da? În interiorul acestui principiu. Că Biblia este inspirată, insuflată de Dumnezeu, adică Duhul Sfânt a prezidat autorii Bibliei, că au fost prorocii din vechime, că au fost apostolii din Noul Legământ. Toți aceștia au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că personalitatea lor a fost strivită, că ei lor i s-a dictat. Nu. Personalitatea autorului s-a păstrat. Stilul de scriere, de exemplu, al lui Ezra, sau Daniel, sau să zic David, este diferit de stilul de a scrie al Apostolului Pavel sau al Ioan. Personalitatea a rămas. Însă ei, când au scris, Duhul lui Dumnezeu a inspirat folosindu-se de personalitatea fiecăruia. Petru spune că ei au fost mânați de Duhul Sfânt. În sensul acesta, credem în inspirație.
În al doilea rând, trebuie să crezi că Biblia este infailibilă. Adică este fără eroare, este perfectă. Are autoritate dumnezeiască. Nu este ca oricare carte. Că sunt și alte cărți în lume care au fost, spunem noi, cărți inspirate la nivelul inspirației umane. Dar aceste cuvinte ale Scripturii au putere de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Are autoritate. Are viață de sus spirituală. Mai mult de atât, noi folosim Sfânta Scriptură cu mai multe scopuri, cel puțin trei le-am notat eu aici. Folosim Sfânta Scriptură pentru părtășie, folosim Sfânta Scriptură pentru predicare în închinare și pentru răspândire, răspândirea Evangheliei în lume. Noi și răspândirea Bibliilor în lume, efectiv. Iubim Sfânta Scriptură. John Wesley spunea în anul 1746, permite-mi să fiu om al unei singure cărți. Nu înseamnă că el n-a citit alte cărți, dar s-a supus autorității Sfintei Scripturi. Tot ce făcea, ce gândea, filtra prin Sfânta Scriptură. Era un om care, într-adevăr, cunoștea Sfânta Scriptură. Noi, evanghelicii, iubim Biblia. Uneori suntem acuzați că, așa cum noi spunem că ortodoxii se închină la icoane, zice și spun ei, și voi vă închinați Bibliei. Noi nu ne închinăm Bibliei. Noi respectăm Scriptura, o cinstim, o iubim în sensul, o citim, o memorăm, o aplicăm, noi o credem. Este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu citim alte cărți. Respectăm scrierile părinților bisericii, de exemplu. Unele din aceste scrieri sunt hrănitoare. Foarte adânci din punct de vedere duhovnicesc. Nu sunt proprietatea unei biserici. Toți acești părinți ai bisericii, teologii ai bisericii, adică din secolul 4, 5, 6 și mai departe, sunt moștenirea noastră, sunt înaintașii noștri. Nu trebuie însă să credem tot ce au scris ei, și ei au făcut greșeli, dar au și scris lucruri deosebite. Pot să fie hrană pentru sufletul nostru, așa cum a fost scrierea lui Luther, sau lui Calvin, sau lui Menosimo, sau altor evanghelici de mai târziu, George Whitefield și Wesley și Billy Graham, mai nou, sau Spurgeon. Toți au fost oameni al lui Dumnezeu. Dar nimic nu se compară cu Sfânta Scriptură. Și acești teologi, toți s-au aprovizionat, s-au alimentat în gândirea și viața lor din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Folosim de aceea Biblia pentru părtășia personală, pentru părtășia în grup. Atunci când ne strângem la o da la altă, cântăm, ne rugăm, dar și medităm, aprofundăm Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. În al doilea rând, e bază pentru predicarea în bisericile noastre. Citim întâi Cuvântul, apoi căutăm să le explicăm poporului. Cuvântul, în combinație cu Duhul lui Dumnezeu, ia cuvintele Scripturii și le dă viață și te schimbă. Schimbă viața ție și celor care au nevoie de schimbare. Credem în predicare. Credem în puterea propovăduirii cuvântului. Și apoi, noi evanghelicii nu doar că folosim Biblia pentru părtășie, pentru predicare, dar o și răspândim în lume. În zilele trecute am primit pe internet un mic film. Absolut mișcător. Poate unii l-ați văzut. Nu e lung, câteva, poate un minut și ceva. Dar am lăcrimat când l-am văzut. Pentru că era real, s-a filmat în China.
când un grup de credincioși au primit un dar Biblie și fiecare și-a luat Biblia. Este emoționant să vezi cum acești credincioși la început plin de dragoste și de pasiune luau Sfânta Scriptură și când o deschideau, desfăceau învelitoarea, parcă era un lucru sfânt și apoi o sărutau. Se strângea la piept. Nu mai puteau de bucurie. A fost puțin invidios de pentru că tineri de astăzi nu prea iubesc Scriptura. Ne-am obișnuit cu ele. Le avem peste tot. Le avem în smartphone-uri. Dar nu le deschid. Noi am fost cei care am susținut și încă susținem că acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu să fie răspândit în toată lumea. Pentru că nu e așa. Atunci va veni sfârșitul când va fi răspândit peste tot. Să nu uitați cine sunteți. Mai departe, avem ceva de spus în al doilea rând despre al doilea principiu. Necesitatea nașterii din nou. Toți evanghelicii cred că dacă vrei să fii mântuit, să fii salvat, trebuie să fii născut din nou. Pentru că omul este mort în păcatele lui, insensibil la lucrurile spirituale. Omul este înclinat din naștere spre rebeliune față de Creator. Are nevoie de schimbare. Schimbarea nu o poate face decât Dumnezeu prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt care pătrund, străpung ființa, inima omului cu adevărul și îl schimbă, îl transformă, îl naște de sus din Dumnezeu. Asta înseamnă regenerare. Asta înseamnă convertire. Și ce face omul? Se pocăiește și crede. Această combinație de pocăință și credință produce convertirea, nașterea din Dumnezeu. De aceea predicăm Evanghelia. Avem seri de evangelizare, avem săptămâni de evangelizare, campanii de evangelizare. Crede în puterea Evangheliei care naște din nou, schimbă oameni. Mulți dintre voi sunteți în mărturie la această schimbare. Naștere de sus din Dumnezeu. Slavă Domnului pentru acesta. Acesta este principiul nostru. Puteți merge la alte biserici, la alte denominații și nu veți auzi vorbindu-se despre necesitatea nașterii din nou. Că dacă botezul copiilor mici îi naște din nou, îi regenerează, nimeni nu mai vorbește despre a te schimba în viață. Biserica te ia sub protecția ei, trăiește cum vrei, biserica îți aranjează totul. De aceea noi credem că nașterea din nou se produce la maturitate. Când omul înțelege ce face, când Duhul lui Dumnezeu îi schimbă viața și poate El să depună mărturie de această schimbare din viața lui. Nu când ești copil mic, de câteva săptămâni. Necesitatea aceasta nașterii din nou este legată de lucrarea botezului, credinței. Dar despre aceasta zic mâine seara. Apoi, în al treilea rând, al treilea principiu este ucenicia. După ce ești convertit, născut din Dumnezeu, intri într-un proces de maturizare. Asta înseamnă maturizarea sau ucenicia. Înseamnă creștere prin disciplină spirituală, prin învățătură, prin mărturie. Nu stai nehrănit, indisciplinat, să cazi mereu în păcat. Noi credem că un ucenic al lui Hristos, unul care a fost născut din Dumnezeu, intră în acest proces de ucenicie, de maturizare, se roagă,
mereu, citește Scriptura mereu, vine la părtășia bisericii, acceptă și practică dărnicia și milostenia. Adică face câteva lucrări duhovnicești. Îi plac lucrările duhovnicești. Pentru că cine are Duhul lui Dumnezeu în el, umblă după lucrurile Duhului. Îi plac lucrurile duhovnicești. Se maturizează, nu stă într-un loc. Asta este ucenicizare sau ucenicie. Nu numai atât. Dar înseamnă și mentorare. Nu doar că tu crești, trebuie să te preocupe și celălalt care are nevoie de formare, de șlefuire, de creștere. Un ucenic nu e un egoist care trăiește numai pentru el și se uită de sus la ceilalți, detașat. Nu! În Împărăția lui Dumnezeu mergem de mână. Nu unul o ia înainte celorlalți. De aceea ucenicia presupune să te investești în viața celorlalți. Așa cum a făcut-o Hristos. A venit pe pământ și și-a investit viața în acești 12 ucenici. I-a format, ne-a arătat cum să ne trăim viața prin ucenicie. Ideea de ucenicie este evanghelică. Dar trebuie din nou să spun ceva aici. A devenit o cenușăreasă. A devenit un lucru marginal pentru noi. Ne preocupă mai mult timpul din biserică, din activități. Ucenicia este cheia sănătății unei biserici. Investiția în alții. Că dacă ai în cine să investești și ai dragoste de creștere, de maturizare, nu ai timp pentru tot felul de ambiții omenești. Ucenicia trebuie redescoperită în bisericile evanghelice. Cât mai repede. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Și al patrulea principiu este mărturia. Mărturia în afară. Adică un creștin evanghelic este cu Evanghelia în afară. Trei slujiri pot să numesc aici. Trei direcții. Evangelizare, misiune și slujire sau implicare socială. Evangelizarea este când propovăduiești cu zel Evanghelia la cei nemântuiți. Misiunea este când te duci să deschizi zone noi, terenuri noi, să plantezi biserici acolo unde nu sunt. Asta e misiunea. Slujire înseamnă să te implici efectiv în viața socială, să ajuți oamenii. Biserica în primul secol și în al doilea s-a răspândit în Imperiul Roman în ciuda faptului că erau mii de alte religii ca variante. Dar creștinismul a pătruns și a cucerit. Nu pentru că au fost mari predicatori. Și nici pentru că s-au făcut nu știu câte miracole. Au fost și bine acestea. Dar forța bisericii a fost această mărturie în afară, prin evanghelizare, și-au deschis gura să-L găsească pe Hristos, prin misiune neîntreruptă, neîncetată. S-au jertfit ducându-se peste tot, nu s-au uitat la câștigul lor. Și apoi prin slujire s-au ocupat de aceste patru categorii pe care și Vechiul Testament le-a cerut. Săracii, orfanii, văduvele și străini. Nici o altă religie n-a făcut ce a făcut creștinismul. Să te preocupi de cei marginalizați, de cei declasați ai societății. Dar așa au învățat de la Hristos și de la apostol. De aceea nimeni nu a putut opri această nouă religie a jertfei, a iubirii, a slujirii. Poate că aici e secretul. Că noi încercăm tot felul de strategii și le împrumutăm din vest. Nu mai știm de unde. Și ce să facem? Este aici. Vrem să fim ca primii creștini. Bine.
foarte bună idee. Dar ce au făcut? Ne uităm numai la vindecări? Ce miracole au făcut, facem și noi cu umbre, cu basmale și cu tot felul de ședințe din astea de vindecare. Asta au făcut creștinii. Cei mai mulți, mereu, slujau, se ocupau de cei de care nimeni nu se ocupa. Arătau o dragoste jertfitoare, cum n-a mai fost. În nicio altă religie, cuvântul de ordine nu era jertfa, slujire. Doar în creștinism, pentru că cel care a întemeiat această religie și-a dat el însuși viața pentru noi. Asta ne-a cucerit, nu-i așa? Aceasta este definiția unui evanghelic. Daniel. Să spun Daniel oricare, că sunt mulți de aici. Și organismul de Daniel. Aveți cântarea pe piatra asta a vieții? Când se căutăm. Vreau să cântăm o cântare foarte frumoasă. Mie mi-e dragă pentru că exprimă foarte bine cine suntem. Compusă de fratele Moldoveanu. Și cam avem te ajut eu, Daniel. Nu te las singur. Imediat îți vei da exact gama. Am văzut că te-ai uitat lungă. Dar de ce suntem? Nu știu gama. Nu știu că murem la doar. Pe piatra astra vieții să lași o dâră fină din aurul virtuții, din sfânta lui lumină. Tu ești chemat, tu ești chemat, să fii creștin cu adevărat. Eu sunt chemat, tu ești chemat, să fii creștin cu adevărat. Și în mâna ce îți lovește a vieții tale floare, să lași parfumul dulce ca lasne înviorare. Eu sunt chemat, tu ești chemat, să fii creștin cu adevărat. Eu sunt chemat, tu ești chemat, să fii creștin. Strofa asta nu mai e o cânt, pentru că unii s-ar putea să nu o puteți cânta. Iar celui ce-ți aruncă a clevetirii piatră, dă-i pâinea rugăciunii și-a dragostei ce iartă. Eu sunt chemat, tu ești chemat, să fii creștin cu adevărat. Eu sunt chemat, tu ești chemat, să fii creștin cu adevărat. Căci numai când cu bine răspuns la
Întoarcem la studiul nostru. Acum vin pozele. Dar știu că le-ați așteptat. Începem abia acum ceva din istorie. Nu o să mergem peste toate. Eu o să te rog să fii acum atent la mine. Aici. Deci aceasta este strategia noastră, să mergem pe istoria evanghelicilor, apoi să mergem pe teologia evanghelicilor și apoi pe practica evanghelicilor. Acum începem istoria evanghelicilor și trecem la prima mișcare. Anumită mișcarea protestantă, este vorba despre o mișcare care a avut loc la începutul secolului XVI. Biserica care domina Europa era Biserica Catolică, numită Romano-Catolică. Cuvântul catolic înseamnă universal. Roman vine de la Roma, pentru că acolo era capitala bisericii. Centrul bisericii, unde astăzi este Vaticanul. Biserica avea în funte pe Papa de la Roma. Cuvântul Papa înseamnă părinte, în limba latină. Așa cum cuvântul patriarh din greacă înseamnă tot părinte. Că spui papă, că spui patriarh, că spui părinte, e același lucru. Dar în cadrul acestei biserici a avut loc o mișcare de protest. Împotriva unor abuzuri pe care le făceau anumiți preoți ai bisericii, chiar ierarhi din fruntea bisericii, unii papi, părinți ai bisericii catolice. Cel care a declanșat această mișcare de protest a fost Martin Luther. Îi dăm poza. Asta era mai în tinerețe, când încă nu era căsătorit cu Caterina. Încă era un teolog foarte bun, profesor de Noul Testament la Wittenberg, nordul Germaniei. Martin Luther a citit și a predat cu mare atenție epistola către romani, studenților lui. Și acolo a găsit în Romani, capitolul 1, versetul 16-17, că neprihănirea
Se capătă prin credință, nu prin merite, cum învăța biserica lui. Și s-a produs o schimbare în viață. El descrie momentul acesta al schimbării, când a înțeles mântuirea nu e prin merite, ci prin har, prin credința personală lui Iisus Hristos. Și acest tânăr teolog atunci a hotărât să facă ceva. A scris 95 de teze, de afirmații scurte și le-a bătut pe ușa catedralei din Wittenberg. Erau 95 de afirmații de chemare a poporului la pocăință. Foarte des se folosește pocăință. Întoarce-te la Dumnezeu. Biserica Catolică n-a fost fericită cu ce a făcut Martin Luther. L-a chemat la un interviu, la dialog. S-a dus, a fost amenințat. El era cu Scriptura în mână, ceilalți cu tradiția în mână. A fost foarte multe dezbateri. În final, Martin Luther n-a cedat. Și alături de el au venit mai mulți teologi, mai multe școli, mai mulți politicieni, că nu se putea face reformă fără politici. Și dintr-o dată, în câteva luni de zile, țara s-a împărțit în două, creștinătatea s-a împărțit în două. S-a început reforma protestantă. Data este de 31 octombrie 1517, am greșit eu aici, nu 71, ci 17, corectează, te rog, Daniel, dacă ești amabil, pentru că 31 octombrie e considerată până astăzi ziua reformei. Și ar trebui ultima duminică din octombrie să stați, să meditați, să aveți câteva meditații, gânduri legate de ce s-a întâmplat atunci. Avem și noi o zi de sărbătoare. Când s-a început Biserica Protestantă, din care facem parte și noi. Până atunci erau doar două biserici în lume. Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Și ei, cele două biserici, au apărut în anul 1054. Deci până în anul 1054, 1000 de ani, biserica a fost una singură. De-aia am spus că tot ce a fost înainte de anul 1054 e moștenirea tuturor. După încă 500 de ani, biserica s-a mai rupt odată. Noi facem parte din ramura aceasta protestantă. Ne întoarcem la Luther și mergem la doctrinele lui fundamentale. Aceste patru sola în limba latină însumează ceea ce a afirmat Luther și încă noi credem acest lucru. Mâine zic o să reluăm anumite învățături, dar deocamdată atât învățăm astăzi, spunem astăzi. Cele patru sola sunt în limba latină. Sola Scriptura. Adică numai Scriptura. Asta înseamnă sola. Numai. Singură Scriptură. Ea este mărturia biblică care stă deasupra oricărei autorități religioase, fie ea și tradiția bisericii. Respectăm tradiția, dar nu putem pune tradiția peste Biblie. Biblia este deasupra tradiției și o judecă. Asta a fost ideea lui Luther, învățătura lui și asta crede și noi. Sola Scriptură. A doua afirmație, sola fide, adică numai credința. De unde avem fidel, credincios. Sola fide, numai credința, adică credincioșii sunt justificați înaintea lui Dumnezeu numai prin credința personală în Iisus Hristos și nu pe baza meritelor și faptelor lor. Faptele urmează credințe. Întâi este credința. Apoi vin faptele. A treia afirmație. Sola gratia. Numai grația. Numai har. Adică mântuirea este prin har și nu prin lege. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, grația lui Dumnezeu și nu este inițiativa omului. Dumnezeu ne-a iubit de. El și-a arătat harul întâi față de noi. Asta spune principiul acesta, sau doctrina aceasta.
Și a patra, solus Christus, numai Hristos. Adică Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. De aceea și Luther și noi respingem altă mediere, mijlocire între noi și Dumnezeu prin sfinți sau prin sacramente, prin preoți. Noi ne rugăm Domnului Iisus Hristos, credem că El este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu. Deci, sola Scriptura, sola fide, sola grația, solus Christus. Numai Scriptura, numai credința, numai Harul și numai Hristos. Slavă Domnului Tău! Aceste patru afirmații au revoluționat Europa, lumea. De atunci nu s-a schimbat nimic fundamental în credința noastră. Deși noi nu suntem luterani, nu suntem reformați, suntem evanghelici, dar acceptăm aceste patru afirmații doctrinare. A doua mișcare care a apărut în aceeași perioadă, după mișcarea protestantă, a fost mișcarea anabaptistă. Această mișcare ne interesează direct, pentru că cuvântul baptist vine de la baptizo în limba greacă și înseamnă scufundat în apă, botezat, afundat în apă. Și se referă la cei care au hotărât să încheie legământ cu Dumnezeu în apă botezului, prin scufundare, la maturitate, nu atunci când erau copii. Deci botezul copiilor nu considerăm că este un botez biblic, considerăm că cei care doresc să împlinească Scriptura trebuie să fie botezați, să aibă o mărturie publică a legământului lor cu Dumnezeu, credințelor. E, anabaptiștii a fost înaintașii noștri. Anabaptist înseamnă rebotezat. Ana, în limba greacă, înseamnă rez. Rebotezat. Această mișcare a început cam în aceeași vreme cu Luther, practic în anul 1521. Deci, din 1517 până în 21 sunt 4 ani. La Zurich, în Elveția, în casa unuia dintre credincioși, pe nume Felix Manz, au avut loc mai multe întâlniri de studiu biblic. Apropo, printre alte lucruri pe care le-a făcut Martin Luther, a fost să traducă Noul Testament în limba greacă, în limba germană, din greacă. Până atunci, în bisericile romano-catolice, totul era în limba latină. Poporul nu știa latină. Știați că în Evul Mediu 90% dintre oameni nu știau scrie și citi? Și numai unul din 10 știa să scrie și să citească. Și mai peste asta venea și biserica care făcea toată liturgia, toată citirea, că se citea din Biblie. În limba latină. La nemți, la francezi, la italieni, în limba latină. Fac aici o paranteză și vă spun că Biserica Catolică a scos liturgia în limba latină doar în anul 1951. Până în 1951, liturgia catolică era în limba latină. Cine mai înțelegea latină? Da. Mă întorc. Luther ce face printre alte lucruri? Traduce în câteva luni de zile Noul Testament în limba germană. Gutenberg deja inventase tipograful și în câteva luni de zile toată Germania, Elveția, Austria erau împânzite cu Noul Testament în germană. Poporul putea citi în limba lui Sfânta Scriptură. Asta i-a făcut pe acest grup de bărbați se strângă să studieze Noul Testament. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Și au ajuns la concluzia acest grup că botezul adevărat este botezul credinței. Acel care mărturisește botezul adulților, nu al copiilor.
Unii pleacă din grup, n-au acceptat ideea, cei care rămân însă hotărăsc să se reboteze. După ce s-au rebotezat, au început să fie persecutați. Urmăriți și de autorități, și de protestanți, și de catolici. Din toate părțile. Trebuie să fugă. Mulți n-au mai apucat. Să ajungă departe, peste tot. Erau urmăriți. Și omorâți. Mulți dintre acești anabaptiști au fost înnecați de vii. Puși în saci, cu înăuntru au pus, puneau și o greutate, legau sacii la gură și împreună cu credincioși erau înnecați în râu. Îi băteau joc spunând că îi botează de tot. Așa au fost înaintași noștri. Pentru credința lor, pentru această învățătură. Anabaptiștii s-au răspândit cu toată persecuția. Mai ales în nord, s-au mutat în Germania și apoi în Olanda și acolo au rezistat mai mult pentru că era mai mare libertate politică. Principiile anabaptiștilor erau botezul adulților, ucenicia de care am pomenit, disciplina bisericească și separarea totală a bisericii de stat. Printre cei mai reprezentativi este acest Menno Simons, de unde avem și ramura menoniților, care încă există în mai multe țări, și în Statele Unite, în Canada, în Olanda, menoniții. Și voi i-ați avut aici, nu? E, cel mai important teolog al lor a fost acest Menno Simons, de unde își iau numele. A fost un om extraordinar, foarte înțelept, bun teolog. Era cât ca cei chiar primii baptiști care plecaseră din Anglia datorită persecuției în 1608, au ajuns în Amsterdam, era cât ca cei să devină menoniți. Că au avut niște întâlniri cu acești menoniți olandezi și la urmă nu s-au înțeles la câteva puncte din mărturisirea de credință și au rămas separați. Dar au avut contacte și chiar influențe. A treia mișcare este mișcarea puritană din Anglia. Mișcarea aceasta de înnoire, de purificare a bisericii a fost la sfârșitul, a luat ființe la sfârșitul secolului 16, începutul secolului 17. S-a răspândit foarte mult. Accentuau mai mult diferența dintre doctrină și experiență. Puritanii știau foarte bine Biblia. Și teologia lor de bază este teologia legământului, adică ce spuneau ei? Că tu ești în legământ cu Dumnezeu. Legământul acesta e reciproc. Tu te legi să faci ceva, Dumnezeu se leagă să-ți facă ție ceva. Așa trebuie să-ți trăiești viața. Dacă nu te vede patronul, te vede Dumnezeu, trebuie să știi asta. Tu ești în legământ cu Dumnezeu, nu cu patronul tău. De aceea dacă muncești, muncești ca înaintea lui Dumnezeu. Tu ești în legământ mai important cu creatorul tău decât cu patronul tău. Și așa, acești puritani au dus o viață foarte serioasă. Ei se spune că au fost cei care au început gândirea capitalistă. Axată pe economie, pe investiții, pe nu comunistă. Da? Și există lucrări care confirmă lucrul acesta. Puritanii, de asemenea, au fost cei care au pus bazele bisericii și apoi a statului nou din America de Nord, care astăzi se numește Statele Unite ale Americii. Puritanii aceștia au emigrat în nordul Americii
acolo au început să planteze biserici. Printre primele lucruri pe care le-au făcut. Mulți dintre indieni de acolo au devenit creștini. Și când statele, toate acele state din America s-au unit, formând un singur stat, Constituția și celelalte legi au fost puse pe baza gândirii acestor puritani. Toți istoricii recunosc aceasta. Trecem mai departe, vă arăt câteva poze, iarăși. Trecem la John Newton. Acesta este John Newton, un puritan, care a compus Mărețul Har. I-am întâi, știți cât are, da? Acum, pentru unii frați, e foarte perucă, da? Să nu vă simțiți complexați. E așa se purta în vreme. Mai departe, John Bunyan. Ați auzit și de John Bunyan? Călătoria pelerinului și el a fost un puritan. Da? Mai departe, cel mai mare teolog al lor a fost acest John Owen. Da? Și în următoarea imagine vă dau cam cum arătau predicile vremea aceea. Să știți că predicile erau tipărite, chiar dacă erau doar câteva pagini, și răspândite peste tot. Da. De exemplu, aceasta este o predică din anul 1674. Se dă titlul predicii, textele din care se predică și cine este predicatorul. Și atunci se folosea media pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. A patra mișcare care cred că ne interesează a fost mișcarea pietistă. Pietiștii au fost cei care au vrut să înnoiască biserica luterană. După Luther, biserica aceasta din Germania și mai ales din Scandinavia, țările nordice, n-a mers prea bine. La câțiva zeci de ani, după Luther, biserica luterană a început să semene ca biserica, cu biserica catolică. S-au reintrodus anumite ritualuri, da? Și în cadrul bisericii luterane a existat o mișcare de a opri această întoarcere spre catolicism. Și aceștia au fost pietiști. A fi pios, da? Înseamnă a fi evlavios. Deci evlavioși aceștia au oprit întoarcerea spre catolicism și au dat un suflu nou bisericii. Ei accentuau experiența în omului, nașterea din nou, spiritul misionar. Erau preocupați de implicare socială, încurajau educația. Mai multe dintre cărțile de literatură creștină, imnologie, cântările noastre, vin din vremea acestor pietiști, și anume sfârșitul secolului 17, începutul secolului 18. Vă dau aici poza unui, una dintre cei mai importanți pietiști, pe nume Jacob Spener, care a scris o carte, Pia Desideria, Dorin Spioase, s-a putea traduce, un om foarte inteligent, preocupat de educație. Acest om și împreună și alții cu el au dezvoltat primele centre misionare creștine și primul spital creștin, da, modern, la Halle, în Germania. Următorul însă este Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Nu se vede scrisul, așa îl chema pe acest tânăr conte, foarte bogat. De ce este important acest om? Deși foarte bogat, el era creștin. El iubea lucrurile sfinte, dar era căldicel. Asta era viața lor. Până într-o zi. Când a vizitat muzeul din Düsseldorf. Și acolo a stat înmărmurit, cercetat în fața unui tablou pe care l-a pictat un pictor, se pare, italian, care înfățișa chipul lui Iisus Hristos răstignit cu coroana de spini pe cap, suferind,
Și pictorul acesta, Domenico Fetti, a scris dedesubtul acestui tablou câteva cuvinte în limba latină. Și cuvintele erau acestea, puse în gura lui Iisus. Eu aceasta am suferit pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Eu aceasta am suferit pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Cuvintele acestea i-au schimbat viața lui Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Se întoarce acasă, în Moravia, o zonă frumoasă, cu munți, între Germania și Cehia de astăzi. Și donează terenul din moșia lui pentru niște creștini care erau prigoniți, frați, din anabaptiști, pe linia aceea și apoi a pusiților, frați care se adunau, s-au adunat acolo pe moșia lui și au început să trăiască creștinismul așa cum a fost în biserica primară, cu dăruire, cu altruism, cu seriozitate. El a fost unul dintre cei care a început să predice așa numită teologie a inimii. Uitați-vă aici într-un tablou, cel din dreapta voastră nu se vede clar, însă sus ar trebui să vedeți soarele care are câteva raze care se îndreaptă una spre mintea predicatorului, o rază în pieptul predicatorului, o rază lovește ce ține în mână Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, și o rază în gura predicatorului. Ideea acestui tablou este că noul tip de predicare, predicarea pietistă, accentua teologia inimii, adică Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inimă, te schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ajută mărturia ta, mintea ta, toate lucrează schimbarea inimii. Religia creștină este o religie a inimii. Am stăruit asupra acestui moment, pentru că ideile acestea se regăsesc la evanghelicii de astăzi. Pe noi, mai ales evanghelicii români, foarte mult ne-a influențat această linie pietistă germană. Teologia inimii. Nașterea din nou. Știți care a fost textul biblic din care s-a predicat cel mai mult în perioada aceasta a evanghelicilor, începutul evanghelicilor? Nu Ioan 3:16. O să vă surprindă. Textul din care s-a predicat cel mai mult atunci a fost 2 Corinteni 5:17. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Religia inimii. Teologia inimii. Această teologie s-a păstrat până în ziua de astăzi între noi, evanghelici. A cincea mișcare care merită atenție este mișcarea metodistă, pomenit de John Wesley și fratele lui Charles Wesley. Multe din cântările compuse de Charles Wesley sunt printre noi acum. Sunt moștenirea noastră. John însă a fost un om foarte metodic. De aici și mișcarea a fost porecită metodistă de la acest John Wesley, care, uitați, a trăit bine. Vreo 90 și... Păi ea. Era foarte disciplinat. Foarte disciplinat. Ținea în fiecare zi o agendă. Tot ce făcea, de la ora 10 la 11, știa ce a făcut John Wesley în 1790. Era incredibil. Și nu avea computer, smartphone, calendar. Nu. Totul era scris. Acest stil metodic a fost imprimat în credincioșii care s-au rupt din Biserica Anglicană și au format o nouă biserică, Biserica Metodistă. Acum, această, după Wesley, vreau să vă dau un moment al convertirii lui, pentru că el, Wesley, deși era preot anglican, a studiat la Oxford, el n-a
trăit nașterea din nou, cu adevărat. S-a întâlnit pe vapor când mergea spre America să vadă trezirea spirituală de acolo, cu un grup de moravieni, de care am pomenit. Era furtună pe mare. Moravienii stăteau liniștiți și cântau. Cântări de laudă Domnului. El era înfricoșat. S-a uitat ce lipsește lui și au acești moravieni. Pacea. S-a dus să stea de vorbă cu ei. Și unul dintre bătrâni a înțeles când a văzut. E un căutător. Și l-a întrebat tinere. Tu cunoști pe Iisus Hristos? Da, spune el. Da, sunt preot anglican, am citit. Nu. Îl cunoști tu pe el. Și John Wesley n-a putut răspunde. S-a dus în America, a văzut lucrarea lui Dumnezeu extraordinar de acolo, s-a întors. A avut o experiență convertită. Uitați-vă din jurnalul lui, din data de 24 mai 1738, citim ce s-a întâmplat în convertirea, schimbarea, nașterea din nou a lui. Foarte frumos. Citeți. Cam pe la 9 fără un sfert. În timp ce se citea despre schimbarea pe care o face Dumnezeu în inimă prin credința în Hristos, mi-am simțit inima încălzindu-se în mod ciudat. Am simțit că mă încred în Hristos, numai în Hristos, pentru mântuire. Și o siguranță mi-a fost dată că El mi-a luat toate păcatele, chiar păcatele mele, și m-a mântuit de legea păcatului și a morții. Glorie Domnului! Momentul convertirii s-a încălzit inima în mod ciudat. Ai mulți nu spun. Nici nu trebuie să. Acest John Wesley a fost un moment deosebit în mâna lui Dumnezeu. Trecem peste mai multe, Daniel, și uitați că finalul vieții lui Wesley, aș vrea să ne uităm, foarte frumos, pentru că una din ultimele dorințe ale lui a fost aceasta, unde este predica pe care am scris-o cu privire la dragostea lui Dumnezeu? Luați-o și răspândiți-o pretutindeni în așa fel încât tot să audă despre această iubire nemuritoare. Ultimele cuvinte pe care John Wesley le-a adresat celor prezenți și prin intermediul lor posterității, fiind cel mai bun dintre toate lucrurile, este faptul că Dumnezeu este cu noi. Frumos. Să-ți închei viața așa. A șasea mișcare, mișcarea de trezire spirituală. Aici ne-ar trebui mai mult timp și propunerea mea este ca să continuăm mâine, ca să finalizăm ce mai avem de finalizat, pentru că când vorbești despre trezire spirituală în mijlocul evanghelicilor, n-ai voie să galopezi. Trebuie să te oprești. Trebuie să știți ce a avut loc în trei mari treziri spirituale în istoria noastră. Cum Dumnezeu a schimbat sute de mii, milioane de oameni ca să fim noi aici. Moștenim ceva. Cred că pentru seara aceasta este suficient. Să vedeți înaintașii noștri ce s-a întâmplat. Cum încet, încet s-a construit această gândire evanghelică pe care noi o avem astăzi. Istoria este în mâinile lui Dumnezeu, nu în mâinile oamenilor. Și El face lucrări extraordinare pentru poporul Lui. Bucurați-vă că sunteți parte a acestei istorii. Dumnezeul nostru este suveran. Ne-a dat un mandat, fraților, trebuie să-L ducem mai departe. Un evanghelic, întâi de toate, duce Evanghelia la alții. De aceea și pentru mâine, și pentru voi mâine, nu ține doar pentru tine. Mergi și împărtășește și cu celălalt. Cheamă-l și pe el. Să audă cum Dumnezeu lucrează. Schimbă și face poporul lui. Acestui Dumnezeu măreț. Dumnezeul nostru. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.